Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Sunt Alina Rad, iar invitații mei din această seară sunt domnul Ion Lucian, președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român, și domnul Alin Buz, președinte al Organizației Patronilor Sălaj. Domnilor, bună seara, bine ați venit la Necenzurat. Bine v-am găsit și mă bucur să mă aflu în județul dumneavoastră. Reprezentați o categorie socială care este de foarte multe ori în centrul atenției. Patronii. Unii vă iubesc, alții vă hulesc, depinde fiecare în ce postură se află. Înainte de a intra în miezul problemei, vreau să vă întreb cam cum se poziționează patronatele în acest moment pe scena românească. Cât de importante sunt și câtă greutate aveți? Eu cred că categoria celor care ne urăsc sau ne blamează este restrânsă, pentru că trebuie să recunoaștem mare parte din bugetul României și dinamizarea economică a României stă pe umerii mediului de afaceri și el este cel care propulsează, să spunem, înainte economia românească. La această oră, patronatele din România, confederațiile patronale, patronatele locale, județene, trebuie să ajungă să fie parteneri, spunem noi, vital pentru orice instituție locală sau națională. De ce? Pentru că patronii, organizațiile patronale, cei care reprezintă patronii, își aduc o contribuție deosebită. Ori ei trebuie, atunci când se pune problema evoluției economice a unui județ, trebuie să fie luați ca parteneri, trebuie întrebați. Sunt oameni de bună calitate și vorbim aici doar de companiile care lucrează în zona luminoasă, nu de cei din zona gri sau neagră. Acești oameni depun eforturi deosebite, în primul rând, să-și dezvolte afacerea, dar în același timp sunt foarte importanti și pentru comunitățile locale sau naționale. Cu siguranță e un pion esențial. Cât de bine considerați că funcționează în acest moment în România acest dialog social, acest dialog tripartit? Așa cum îmi place să spun mai în glumă, mai în serios, deocamdată încă în dialogul acesta tripartit, guvern, sindicate, patronate, noi suntem pe locul 6-7. Din asta trei părți implicate? Asta înseamnă că încă spunem noi că la nivel național mișcarea patronală este destul de discretă și pot să-mi permit să spun acest lucru pentru că acum 2 ani jumătate am demarat un turneu național pe care eu le fac și care continuă și acum. Până la această oră am vizitat 27 de județe din țară și pot vorbi la modul concret și serios despre nivelul evoluției mișcării patronale în România, pentru că am depășit deja 50 plus 1 din județele țării și pot să spun că am vizitat majoritatea județelor foarte importante, așa că putem deja să emitem, să spunem, concluzii importante despre cât de puternici suntem la nivel național. Tocmai de aceea, unul dintre proiectele noastre cele mai importante ale confederației noastre e acela de coagulare a mișcării patronale din România. Deocamdată există o oarecare divizare. Ce credeți că o cauzează? Orgoliile. Orgoliile. Și vă spun ca unul dintre cei mai... Și la dumneavoastră e cam politică, da. Să înțeleg. Și o spune unul dintre cei mai vechi, să spunem, participanți la evoluția mișcării patronale, sunt fondatorul primei organizații patronale județene din România și cofondatorul unei primei confederații naționale, Uniunea Națională a Patronatului Român, a cărui președinte sunt. Și de-a lungul anilor, acesta a fost elementul, să spunem, care ne-a ținut la distanță și vorbesc de confederațiile patronale. Astăzi, putem vorbi deja despre un semnal puternic pe care, plecând de jos în sus, de la județe către capitală, îl transmit organizațiile patronale și corpurile profesionale. Din cele 28 de județe pe care le-am vizitat, în 21 de județe s-au semnat acorduri de parteneriat între toate organizațiile patronale și corpurile profesionale acelui județ. Sălajul, și mă bucur să spun asta, este unul dintre aceste județe. Domnule Buză, că tot vorbeam de orgoliile patronilor, care de multe ori preferă să se unească așa, 2 câte 2, 3 câte 3 și să-și facă o organizație mică, în loc să adere toți la o organizație mult mai mare care să le reprezinte mult mai ușor interesele. Cum stăm cu orgoliile în plan local? Eu aș vrea să zic că în urmă cu 2 ani, când am înființat organizația patronilor în județul Sălaj, am trecut de aceste orgolii, pentru că unul dintre mentorii mei zicea: vrei să ai orgoliu sau bani? Eu vreau să am bani și cred că toți oamenii de afaceri și toți care muncesc în fiecare zi în această țară vor să aibă bani, mai mult decât orgoliu.
împreună cu domnul președinte am aderat la un program care, într-adevăr, pot să facem și proiecte pe fonduri europene, pot să beneficieze toți patronii din județul Salaj de multe lucruri, să treacă de acest prag, cum ziceți, de orgoliu și să vină alături de noi și să vadă ce facem împreună și care sunt rezultatele. Domnul Lucian spunea mai devreme că în acest dialog tripartit patronatele sunt undeva pe locul 5-6-7 în Sălaj. Cât de bine funcționează? Știm că există lunar acea comisie de dialog social, se discută, se povestește ce se întâmplă după. Ne oprim la faza de povestit? Într-adevăr, așa cum știți și ați fost prezenți televiziunea la majoritatea întâlnirilor, sunt lucruri care noi le propunem, ajung probabil la guvern sau în parlament, așteptăm, încă suntem încrezători că o să vină înapoi rezultatul propunerilor noastre. Sunt sigur că acum, în continuare, avem o relație bună cu noua conducere a prefecturii județului. Au fost situații în care ne-au ajutat la a clarifica diferite situații cu organele statului, cu instituții ale statului și vreau să le mulțumesc pe această cale și eu sunt sigur că făcând aceste întâlniri și strângând rândurile cu ajutorul domnului președinte care are mult mai multă experiență la nivel național și în domeniul business-ului, putem să facem tot mai bine pentru noi și județul nostru și firmele noastre. Să vă faceți mai bine auzit. Da. Eu aici aș vrea să adaug faptul că tocmai aici vrem să accentuăm ceea ce facem și să trecem de la faza de vorbe la cea de a face vorbe nu fapte, spuneau și niște politicieni. Tocmai de aceea politica noastră este una de a veni cu proiecte concrete. Astăzi, așa cum v-am spus înainte de emisiune, voi avea o agendă de întâlniri cu prefectul județului, cu președintele Consiliului Județean și cu primarul municipiului Zalău. Către toate aceste trei instituții, noi venim cu câteva propuneri concrete și propuneri care în alte județe deja s-au materializat sau se materializează. Mă rog să-mi dați exemplul Bihorului, unde ați făcut deja un memorandum, chiar îl avem aici. Un memorandum care cuprinde, practic, toate doleanțele mediului de afaceri și nu mai presupun că până la urmă se găsesc aici și dorințele cetățenilor. Este un proiect unicat în România și sunt mândru că am fost inițiatorul acestui proiect. Practic, acest memorandum vine să statuteze câteva priorități absolut fundamentale și importante pentru județ și vorbim acum de Bihor. Și aceste priorități au fost stabilite împreună de către toți cei care au semnat acest memorandum și care reprezintă toate instituțiile religioase, administrative, politice, culturale din județ. Ne-am adunat și ne-am înmulțit pe timp ce trecea și am ajuns la concluzia că sunt câteva priorități pe zona culturii, sportului, administrativă, religioasă chiar și le-am înserat în acest memorandum. Iar atunci când s-a semnat memorandumul, în Bihor au semnat aproximativ 56 de personalități ale județului, am putut transmite un mesaj că există voință pentru a ne uni atunci când este nevoie. Și aceste priorități noi am stabilit că, indiferent de cine va fi la conducerea județului, să nu se modifice. Acestea să rămână niște proiecte care să aibă continuitate. Vedeți, dacă a fost o inițiativă la care, sigur că mulți se îndoiau la început că va putea prinde contur și se va putea lărgi atât de mult cum s-a întâmplat acolo. La semnare în sala mare a prefecturii din județul Bihor au fost peste 56 de personalități. Au început să prindă contur, au început să prindă viață. Toți cei care am semnat acest memorandum și lista rămâne deschisă și de-a lungul vremii vor mai adera. Am spus că vom depune toate eforturile, fiecare de pe poziția care o are sau din locul de unde vine, să putem să le menținem și să putem să le promovăm. Ce s-ar întâmpla cu România dacă, de exemplu, ar exista un astfel de memorandum pe câteva zone deosebit de importante? Eu cred că poporul român ar vedea
că există voință, că există și în zona politică, administrativă, culturală, voința comună de a se zbate, de a lupta pentru aceste proiecte și aceste proiecte să rămână, să spunem, ca un fel de carte importantă, carte importantă a noastră. Așa că, și o spunem astăzi împreună cu Alin, de astăzi începând în județul Sălaj, noi vom declanșa realizarea unui astfel de memorandum. E nevoie de timp să-l putem pune în practică, să-l putem ajunge la faza care se semneze, dar ne-am propus ca Sălajul să fie al doilea județ după Bihor care să promoveze acest concept. Să fie într-un ceas bun. O spunem în premieră la televiziunea dumneavoastră. Așa, e adevărat. Nu de idei ducem noi lipsă. Problema apare atunci când trebuie să le punem în practică. Așa cum spuneați, și continuitatea e o problemă, pentru că se schimbă guvernele, categorii, se schimbă puterea și automat ceva rămas din vechea moștenire nu mai e bun, chiar dacă ar aduce beneficii importante pentru cetățeni. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din România? Sunt multe, sunt unele foarte, foarte importante. De la început vreau să vă spun că trebuie să ne repoziționăm și faptul că aici la Sălaj s-a semnat acel acord de parteneriat ne dă posibilitatea acum să abordăm relațiile cu instituțiile importante ale județului și o să putem vorbi despre fiecare în parte ce rol are și de ce ne dorim să avem parteneriate cu ele, pentru că este inevitabil ca în viața unei companii private să nu se intersecteze la un moment dat cu instituțiile acestea, cu modul în care lucrează sau nu. Multe dintre ele se intersectează luna. Noi, și vorbim de instituțiile de control. Și să știți că aici poate că va fi primul pas important pe care trebuie să-l facem. Trebuie să ne repoziționăm. Dacă până acum eram pe poziții antagoniste, beligerante, eram de multe ori în război, trebuie să înțelegem și să știți că deja sunt județe unde insistența noastră de a deveni chiar parteneri a acestor instituții de control, chiar dacă sună puțin deplasat, dar un lucru este cert, și noi și ei se luptă în principal și împotriva evazioniștilor, acelor care lucrează în zona gri și neagră a business-ului. Pentru că și pe noi, acești evazioniști, cei care lucrează în acele zone de care pomeneam, ne afectează foarte mult. În al doilea rând, trebuie să restabilim modul în care ne respectăm și trebuie să ne respectăm reciproc. Nici ei să nu intre cu cizmele în unitățile noastre, în companiile noastre și să vină de pe poziție de forță și de osândiți de la început. Trebuie să... Aici voiam să ajung că sunt instituții care în momentul în care merg în vizită la un patron îl consideră din start vinovat, îl privesc ca pe un posibil infractor și atunci e foarte simplu să găsești o neregulă. Dacă musai vrei să o găsești. Sunt instituții și sunteți de acord cu mine care nu se axează atât de mult pe prevenție, preferă așa sancțiunea. Așa este și să știți că noi vorbim deja despre niște rezultate concrete și despre niște reașezări abordării celor două părți. Și de aceea vrem să și aici să se întâmple acest lucru. Faptul că am început să ne întâlnim din ce în ce mai des și noi în județele unde deja implementăm, să zicem, proiectele noastre legate de acest aspect, după ce am început să ne vedem permanent, am început să ne dăm seama că de fapt suntem parteneri și că trebuie să fim respectați la fel cum și noi trebuie să îi respectăm. Și rezultatele au venit prin faptul că, mai ales că deja este o generație nouă de conducători a acestor instituții, folosesc acea prevenție și vă spun fără nicio rezervă și puteți verifica, legea prevenției care a fost anul trecut scoasă în Parlamentul României a pornit dintr-o colaborare a noastră cu grupul parlamentar UDMR și a fost scoasă în spațiul public prima dată în 2016 când după această conlucrare parlamentarii UDMR s-au hotărât să o susțină în Parlament și această lege a prevenției este o, să spunem, o inițiativă a sectorului privat împreună cu ei. În mod normal, într-o economie normală, n-ar trebui să existe o lege a prevenției, pentru că de la început am fi considerați ca o unitate serioasă și demnă de respectat și mai degrabă să fim, dacă există nereguli și acolo unde se vede de la început și se știe clar că nu sunt abateri penale, ci sunt omisiuni sau greșeli de interpretare, acolo mai degrabă trebuie tratate companiile cu înțelegere.
să li se dea un termen, să primim consultanță, să li se dea un termen în care să îndrepte greșeala pe care au sesizat-o și abia după aceea, dacă nu se îndreaptă, atunci se poate vorbi despre o reavoință. Așa că este un exemplu pe care vi l-am dat și care funcționează și cred că încet, încet, noi și prin asta trebuie să ne impunem, să putem să fim tratați cu respect de către orice instituție, dar și noi la rândul nostru trebuie să ne comportăm de așa natură. Respect. Domnule Buzan, să lași cum stăm. Aveți semnale din partea patronilor despre anumite abuzuri din partea unor instituții, controle nejustificate, controle prea dese? Nu o să vă cer să dați nume, nici de instituții, nici de companii. Ce pot să zic? Avem informații, dar eu zic că lucrurile sunt sub control, nu s-a sărit calul. Probabil că au venit, cum zice și domnul președinte, la început așa cu acuzații, dar până la urmă au văzut că nimeni nu este de rea credință și toți vrem să ne facem treaba, să fim buni plătitori de taxe, să oferim locuri de muncă care oamenii să își câștige o pâine cât mai albă, cum se zice, așa să plătim taxe la stat și să creăm bunăstare în jurul nostru, familiilor noastre, în orașul nostru și, nu știu, eu zic că de la an la an se vede tot o îmbunătățire a calității traiului în Zalău, în județul nostru. Și... Alin, fiind mai tânăr, este foarte diplomat. Vreau să vă spun. Am văzut că încearcă să da. Evite. Sigur. Se poate face politician, are stop. Evită foarte elegant răspunsul. Eu îl înțeleg și mesajul nostru, să știți că în toată existența noastră, cel puțin de când sunt președinte, noi avem atitudine constructivă și mesajul nostru este pozitiv. Dar, în același timp, să știți că avem și noi posibilitatea și armele noastre, în ghilimele fiind spus, să reacționăm atunci când se fac abuzuri. Și să știți că au trebuit să existe vreo 2-3 cazuri în care noi, să spunem, am luat atitudine față de un astfel de abuz și lucrurile au început să se îndrepte. Și mai ales, repet și o spun, șefii acestor instituții au văzut că noi nu vom interveni niciodată să facem mici aranjamente cu ei pentru una sau două dintre firmele noastre, care, să spunem, că la un moment dat au greșit. Noi nu ne-am dus niciodată. În schimb, ne-am dus și am spus foarte hotărât că s-au făcut abuzuri concrete și am avut posibilitatea să le dovedim și să le spunem că este inadmisibil să fie tratat ca hoții sau să fie tratat fără lipsă de respect. Și atunci, încet, încet, să spunem, au luat la cunoștință că suntem o forță. Iar acum, unindu-ne și știindu-se că și în Sălaj, corpurile profesionale, organizațiile patronale care au aderat aici, au o voce comună, se poate ști că se pot lua atitudini din partea noastră. Eu sper să nu se ajungă acolo și să se înțeleagă că mediul de afaceri din România în mare parte este un mediu sănătos și un mediu care dinamic, care luptă ca să-și dezvolte ei și prin dezvoltarea lor, afacerilor lor, se dezvoltă și economiile locale și naționale. Am vorbit despre relația pe care o aveți cu instituțiile. Vreau să știu care este relația pe care o aveți cu mediul politic. Vrând nevrând, se ajunge și acolo, pentru că inițiativele dumneavoastră, proiectele dumneavoastră în Parlament ar trebui să sfârșească acolo, să fie votate ca să beneficiați dumneavoastră, probabil și noi, de efecte. Este inevitabil și aproape de neconceput ca mediul de afaceri să nu se intersecteze cu mediul politic. Tocmai de aceea și aici, politica noastră, atitudinea noastră este una de colaborare. Și nu există, să spunem, perioadă de timp în care noi să nu avem în vedere că trebuie să avem contacte cu ei, trebuie să avem dialog, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, posibilitățile de a schimba o lege care este total nefavorabilă nouă sau de a veni cu inițiative legislative din partea noastră care să sprijine mediul de afaceri nu poate face abstracție de mediul politic. De aceea, în județe, noi am început să statutăm întâlniri periodice cu parlamentarii județului, încercăm să identificăm pe acei care vor cu adevărat să susțină inițiativele noastre, să ne susțină acolo unde cred că noi avem dreptate și că noi venim cu atitudini pozitive, pentru că de obicei politicienii știu să facă promisiuni extraordinare, mai ales când sunt în campanie, dar prin ceea ce facem noi, prin inițiativele noastre care practic vin și pun gata făcute inițiativele și le dăm în mâinile lor și le spunem de aici încolo depinde de voi. Faceți ceva și să vedem, urmărim acest lucru.
Ei, așa cum v-am și dat un exemplu mai înainte, se poate face. Și noi în continuare, nu există să nu ne putem întâlni atât la nivel județean cu președinții partidelor din județul respectiv. Nu există să nu ne vedem la nivel național. Săptămânile trecute eu la București am avut întâlniri atât cu miniștrii din cabinetul actual, cu secretar de stat, cu șefi de instituții importante naționale și care au poziții politice pentru a le transmite proiectele noastre, ideile noastre de colaborare și de fiecare dată, și aici e foarte important, noi mergem cu mape în care sunt propuneri. Nu mergem să ne pierdem timpul, 80% din timp, plângându-ne de ce nu este în regulă. Pentru că deja de aceste lucruri ne-am cam săturat și ajungem la o concluzie că după o întâlnire din aceasta cu un factor important, mai mult ne-am pierdut timpul spunându-ne păsurile. Nu, noi mergem, noi discutăm cu propuneri la care își aducem și soluții. Pentru că asta este important. Și ei trebuie să înțeleagă mediul politic și au început deja să înțeleagă că în cadrul mediului de afaceri există cel puțin la fel de mulți specialiști și buni cum au ei în instituțiile lor. Și vă dau... Aș putea să cred că sunteți un pic mai avantajați la capitolul acesta. La capitolul, nu am spus acest lucru și din respect pentru partenerii noștri politici. Încă o întrebare, înainte să luăm o scurtă pauză de publicitate. Cum e relația cu sindicatele? Ei sunt cumva direct de cealaltă parte a baricadei. Așa ei este. Reprezintă pe cei care și-ar dori niște salarii mai mari, să zicem, de la dumneavoastră. Cât de bună e colaborarea la nivel național și la nivel local? Să știți că în mod normal toate activitățile sociale de sprijin a oamenilor, a angajaților, au venit din partea patronatelor. Pentru că un angajat fericit va munci mult mai cu spor și mult mai convins că este în regulă decât unul nefericit. Și vorbim din nou de companiile normale. Companiile care... Ce înseamnă companie normală? Companie normală este acea care înțelege, și anume patronatul, acționariatul, ei înțelege că ei nu pot fi numai ei fericiți și îndestulați dacă cei cu care colaborează, pentru că eu așa o văd și eu spun ca om de afaceri, eu nu o văd ca o subordonare sau ca o colaborare de stăpân și sclav sau șef și subordonat. Eu o văd ca o colaborare în care fiecare dintre cele două părți își aduc aportul. Eu, ca investitor, aduc fonduri, aduc business-urile, iar ei își aduc munca lor, capacitatea lor de a munci. Așa că pentru noi, colaborarea cu sindicatele trebuie să fie una, nu perfectă, ci foarte bună. Vor exista divergențe, dar politica noastră este aceea de a ne așeza mereu în dialog cu ei, de a discuta cu ei și de a avea relații clar de colaborare, așa cum cerem noi instituțiilor de stat să ne respecte și să ne ia parteneri importanți, vitali, același lucru trebuie să se întâmple și între patronat și sindicat. Domnule Buză, în plan local, cum stăm? Există discuții, există colaborări în afară de întâlnirile lunare de la prefectură? Da, avem programată împreună cu sindicatele o întâlnire personală. Am propus această întâlnire, ei au fost de acord. Încă nu am ajuns să vedem față în față, dar eu sunt sigur că ei înțeleg. Trebuie să fim pe criterii de productivitate și de eficiență. Nu poate să ceară nimeni mai mult decât se produce în domeniul privat și așa ar trebui să fie și la stat. Nu vreau să stabilesc eu regulile. Vom discuta despre asta în a doua parte. Și după ce o să am întâlnirea cu ei, o să vă pot spune mai multe. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Doamnelor și domnilor, am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii Necenzurat. Invitații mei din această seară, domnul Ion Lucian, președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român, și domnul Alin Buză, președinte al Organizației Patronilor Sălaj. Domnilor, am păstrat pentru a doua parte a emisiunii un subiect foarte fierbinte, care ne doare pe mulți dintre noi. Cum se vede de la dumneavoastră această discrepanță foarte mare între salariile din mediul privat și salariile de la stat? Da, mai ales că spuneați în prima parte că 80% din banii care ajung în pușculița statului sunt bani care merg acolo de la companiile private. Da.
Știu că este o problemă și toți o simțim și ca oameni de afaceri și ca angajați, simțim că această discrepanță acum a creat anumite tensiuni. Aș vrea să spun foarte pe scurt că un salariu dat de o companie privată este mult mai realist decât un salariu dat la unitățile de stat. În același și timp, mai muncit. Și mai muncit. În același timp, trebuie să și înțelegem și mediul de afaceri trebuie să înțeleagă că de multe ori statul, să spunem, forțează evoluția salariilor, poate încercând să atragă și mediul de afaceri după. Pentru că la această oră, cel puțin când vorbim noi acum, aproape că este, nu că aproape, este sigur mai atractiv să lucrezi la stat decât în mediul privat. Exceptând anumite zone de activitate, domenii. Dar, în același timp, de multe ori, și asta o știm cu toții și simțim cu toții, mărirea salariilor în unitățile de stat, în companiile de stat, sunt făcute și cu iz electoral și pentru a atrage simpatia, să spun, a celor care muncesc, pentru că este o masă importantă de luat în considerare cea formată din angajații de la stat. Aici trebuie mai mult dialog, pentru că vedeți dumneavoastră, statul poate hotărâ, statul, guvernul, reprezentantul, administratorul averii statului este guvernul României. Ei pot să hotărască din 24 de ore că au mărit salariile. Un patron, ca să poată lua o decizie de mărire de salariu, el trebuie să lucreze, să aibă previziuni și și cunoaște să foarte bine dacă o să aibă de unde. Că o să aibă de unde. Și atunci, aici eu spun și aici trebuie iarăși să ne zbatem împreună, să putem avea un dialog și aceste forțări de multe ori poate trebuie temperate, trebuie discutate, pentru că să nu se creeze, pentru ca să nu se creeze aceste mari discrepanțe. Și aceste tensiuni care deja există, sigur, de ceva în prima vreme. Fază pot să fie fericiți că au mărit salariile și angajații de la unitățile de stat, din unitățile de stat și cei care hotărăsc acest lucru, dar în scurt timp pot să apară și efecte negative care afectează foarte serios economia românească. De aceea e bine și insistăm pentru ca noi să fim luați parteneri, suntem mai realiști, mai înfipți în realitatea economică a României, să fim luați ca parteneri, dar nu pentru dialoguri din acestea superflue sau superficiale. Să povestim discuții. Da, sigur. Există posibilitatea ca patronul român să țină pasul cu majorările salariale de la stat? Sunt domenii unde vă spun ceva și știți și dumneavoastră, în multinaționale sau companii de mare succes, unde chiar depășesc, dar dar la modul multinaționalele în care sunt mai puține decât IMM-urile și firmele cu capital autohton și așa mai departe. La acestea mă refer. Cât de greu e pentru patron să țină ritmul? Se mărește salariul minim, în regulă, se mărește din nou peste 6 luni. Doar că ajunge în unele cazuri să se dubleze, să se tripleze. Acolo presupun că e o problemă. Că angajatul de la patron așteaptă și el. Vecinul meu care lucrează la spital, să spun, vine acasă cu 10.000 de lei. Eu merg acasă cu 2.000. Și atunci, evident că apare o problemă. Cât de greu este pentru un patron obișnuit? Frenezia de multe ori a zonei politice de a mări salariile pentru a-și atrage simpatia, să știți că afectează de multe ori și nu de multe ori. Clar, categoric afectează sectorul privat. Și este foarte greu să ții acest lucru. Cu atât mai mult, cu cât încă spunem noi politica statală, politica guvernului este una de a încuraja și de a sprijini. Eu aș vrea să și scot cuvântul a sprijini mediul de afaceri. Mediul de afaceri se poate descurca și vedeți că luptă. Eu aș spune mai degrabă de a fi un partener serios și un partener care cunoaște realitățile. Și atunci, revenind, probabil ar fi mai ușor uneori dacă ați fi pur și simplu lăsați în pace. Îi ascult pe mulți politicieni care și spun acest lucru. Zice, măcar dacă nu poți să-i ajut, măcar să nu-i încurc. Să nu-i încurc. Sigur, aș vrea să eliminăm și aceste forme de exprimare, pentru că în mod normal, într-o economie normală și solidă și practică, cele două entități, cele două zone trebuie să conlucreze dacă doresc binele țării respective. Și atunci, revenind, mediul de afaceri trebuie să fie mult mai hotărât, să fie mult mai bine băgat în seamă, mai mult băgat în seamă și să fie consultat.
Știți care e problema? Că omul de rând se supără pe dumneavoastră. Pentru omul de rând e greu să înțeleagă că statul aruncă cu bani pentru că nu-i muncește. Banii aceia vin oricum. În schimb, la patron, cum spuneați și dumneavoastră, trebuie făcute niște calcule. Sunt mai greu de susținut niște majorări salariale, pentru că o mărire salarială presupune o cheltuială mai mare decât cea pe care o vede angajatul. Un salariu de 2.000 înseamnă pentru dumneavoastră o cheltuială de 4.000, aproximativ. Da. Dar omul de rând se supără pe dumneavoastră. Patronul e de vină, patronul e zgârcit. Încă titulatura, cât de greu e să încă titulatura de patron și de acționar, încă să spunem că nu este extraordinar de respectată sau de bine văzută. Încă mai sunt reminiscențe și automat este asociată cu îmbogățitul, cu omul care are de toate și pe toate. Are un profit uriaș în timp ce pe mine nu mă plătește. Și trăiește într-o fericire continuă. Cei care privesc în profunzime vor ști că viața unui om de afaceri este extraordinar de agitată, de grea. El trebuie să ia hotărâri importante, sub presiune de multe ori. Și tocmai de aceea aș spune că și aici și ne zbatem să facem acest lucru. Trebuie să existe posibilitate de mai multă predictibilitate în ceea ce privesc hotărârile guvernului. Și acum lucrăm, să spunem, pe termen scurt și cel mult mediu. Noi ar trebui, majoritatea companiilor care au o dezvoltare corectă, trebuie să aibă previzionare pe termen lung ca să poți să-ți faci, iar apoi să vii și la zona de timp apropiată. Încă nu se poate face acest lucru și deși de fiecare dată se vorbește când se preiau conducerile guvernelor, se vorbește despre faptul că vom ajunge să avem predictibilitate. Acest cuvânt, predictibilitate, trebuie să fie acoperit cu realitate și cu fapte din partea celor care guvernează. Asta așteptăm de foarte mulți ani. Este vina noastră, să știți, și facem acest lucru. Sens? Eu de când am ajuns președintele Uniunii, eu sunt, așa cum am spus, unul dintre cofondatorii și am fost vicepreședinte timp de vreo 14 ani, mereu se căuta și din partea mediului de afaceri să dăm vina mereu pe alții. Nu, noi suntem de vină. De ce? Încă o dată spun, dacă vom fi împreună și ne vom prezenta așa, ca o forță puternic și o voce unitară, nu o să-și mai poată permite nimeni și să nu ne respecte și să nu țină cont cu adevărat de noi. O altă problemă foarte spinoasă cu care se confruntă România, implicit mediul de afaceri, este lipsa forței de muncă și lipsa forței de muncă calificată. Lipsa forței de muncă poate fi justificată în mediul privat și de acele salarii foarte tentante de la stat? Domnule Buză, vă întreb pe dumneavoastră prima dată. Eu zic așa, județul nostru nu este foarte dezvoltat în țară. Suntem așa unul dintre județele cu mai puține resurse, cu mai puține industrie și așa mai departe. Avem un salariu mediu cu 20% mai mic raportat la salariul mediu pe economie la nivel de țară. Da, e adevărat. Probabil că, într-adevăr, în județul nostru este mult mai tentant și astea sunt informații care vin de la colegii mei din mediul de afaceri și din partea forțelor de muncă, este mult mai tentant să lucreze la stat. Momentan, se poate zice, nimeni nu vă reține să le măriți salariile. Da, doar că noi trebuie să lucrăm, într-adevăr, pe criterii de randament și productivitate. Doar acolo, de acolo putem obține salariile și să plătim și contribuțiile și taxele legal la stat. Acum, nu știu, eu sunt sigur că trebuie, cum zicea și domnul președinte, guvernanții să găsească un echilibru între salarii, altfel o să se ducă tot sistemul în haos sau nu știu, nu vreau să fac nicio previziune, dar trebuie găsit un echilibru să nu rămână țara fără oameni care zi de zi pleacă din România, că nu sunt mulțumiți de condiții. Sunt compania căror activitate este mult îngreunată din cauza crizei de forță de muncă? Sigur, și o spun ca unul care, una dintre companiile noastre, care sunt acționar, lucrează și activează în zona construcțiilor. Unul dintre sectoarele cele mai greu afectate de lipsa forței de muncă este zona construcțiilor. Și vorbim și despre zona construcțiilor în infrastructură rutieră, construcții civile. Toți muncitorii, foarte mulți muncitori buni,
calificați, buni, au plecat. Au plecat și vă spun, și o spun fără nicio rezervă și din cauza companiilor de construcții, care în trecut, deși au prindeau lucrări mari, importante, au insistat să mențină niște salarii mici. Puteți condamna un angajat care pleacă în Italia pentru 3.000 de euro în loc să rămână în România pentru 3.000 de lei? Nu, nici într-un caz. Această forță de muncă deja ne pune în situația în care noi gândim și deja au început să se facă demersuri în a importa, pentru că la această oră nu mai există posibilitatea să instruiești, să formezi oameni care să vină, și acum vorbesc de această zonă de construcții, sunt și în alte, și în servicii. O altă firmă de-a mea lucrează în zona turismului și acolo, să știți că e penurie de angajați care să lucreze pe zona serviciilor. Și atunci, ceea ce trebuie să facem, și noi avem un proiect absolut deosebit, care a și primit puncte foarte importante în evaluarea sa de la Uniunea Europeană, și anume instruirea tinerilor folosind realitatea augmentată. Este o formă de a îi lua pe tineri, și voi folosi un termen din acesta tineresc, de a-i lua de la păcănele sau de la jocurile mecanice și a-i aduce în centre de formare, cum le-am gândit noi, pe simulatoare, și acolo să învețe să meseria de strungar, de mecanic auto, această realitate augmentată. Nu sunt specialist în ea, dar sunt fascinat de ceea ce mi-au propus să observ și să văd de colegii mei, să pot să înveți aceste meserii. Pe care, exact ca o paranteză, ar fi putut să le învețe foarte bine la școală, doar că noi am desfințat școlile profesionale. Noi scoatem IT-iști pe bandă rulantă. Proiectul nostru, și astăzi voi avea discuție și cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu domnul primar, proiectul nostru presupune și implementarea acestei forme de instruire a tinerilor, de formare profesională, folosind această realitate augmentată. Nu numai că înveți în niște condiții fantastice pe acele simulatoare, exact cum piloții de avioane sunt instruiți, același lucru se va întâmpla și cu acești tineri. Sigur că cui vă adresați prin acest proiect? O să vă rog să-l detaliați. Ați spus că e un proiect pe fonduri europene. Da. Pe fonduri europene, sau poate fi realizat pe orice tip de fonduri, pentru că esența trebuie băgată în seamă și trebuie dezvoltată. Și anume, modul în care înveți, posibilitatea în care înveți. Tu înveți meseria de strungar folosind această realitate augmentată, care practic te duce în lumea, dacă vrei să fii strungar, tu în ochelarea aceea pe care ai și cu programele care ai, ți se spune cu amănunțime ce ai de făcut. Sigur că între timp tu ești și din punct de vedere mental pregătit, pentru că până la urmă tu vei lucra pe strung. Dar modul în care înveți, posibilitatea care ți se dă de a cunoaște tot ceea ce se întâmplă despre acel strung, și care, chiar dacă devine uzat moral și vine o altă generație de strunguri, prin realitatea augmentată poți să te adaptezi în cel mai scurt timp să faci și să fii. În acest timp ești învățat și ești, să spunem, educat și mental, să înțelegi că poți să fii un foarte bun strungar cu un salariu și să câștigi foarte bine și să ai o viață socială extraordinară, nu numai dacă ai absolvit o facultate și după aceea mergi și ești barman undeva. Această formă, așa cum spuneam, este un obiectiv de-al nostru de a o implementa. Noi am avut o întâlnire săptămânile trecute, inclusiv cu consilierul economic al președintelui României, pentru că în acel program pe care l-a lansat președintele României legat de învățământul românesc, de educație, sigur, vine să completeze. Și mai este ceva, inclusiv în curricula școlară normală, trebuie gândit acum să se ajungă la 3 classroom, forma de învățământ 3D. Nu mai este tânărul, copilul de acum, să spunem, ancorat sau învățat după cum se făcea prin metodele de acum 10, 15, 20 de ani. Noi trăim într-o realitate 3D. Cu siguranță că învățământul din România este depășit din foarte multe puncte de vedere și nu este deloc adaptat la realitatea cotidianului. Cursurile acestea ale dumneavoastră sună foarte bine, dar e foarte greu să angrenați o întreagă serie de absolvenți, de liceu. Noi spunem că modul atractiv și cu totul altfel de până acum
de a-i instrui, este mult mai captivant, este mult mai atractiv. Și cu siguranță, dar va fi foarte greu să instruiți un număr foarte, foarte mare de tine. Nu, vă spun ceva, chiar vin să vă contrazic, pentru că programul acesta al nostru presupune o clasă aproape normală, grupe așa cum sunt și acum, poate fi adaptat la orice număr. Introdus în unitățile de învățământ? Sigur că da. Au fost și alocate fonduri de până la 500 de mii de euro pentru școlile tehnice prin care să se realizeze aceste clase pentru tinerii care vor să urmeze din școlile profesionale, și noi am lansat-o la inspectoratele județene în câteva județe, am lansat această ofertă, deja o primărie din Ploiești, din județul Prahova, au venit și ne-au lansat invitația să le dăm o ofertă concretă. Noi putem să facem la această oră, și dacă orice școală tehnică sau o altă școală vin să ne spună că vrem să implementăm un astfel de proiect, avem fonduri, noi putem veni în 48 de ore cu tot ceea ce este nevoie. Pentru că acest lucru în multe țări, în majoritatea țărilor cu de economie dezvoltate, deja se practică. Și este forma pe care, spunem noi, poate dinamiza de a atrage ce mai avem în țară, ce a mai rămas în țară. Pot veni și oameni în vârstă care pot să se respecializeze. Asta, reconversie profesională. Este extraordinar, și vă spun ceva, această realitate augmentată poate fi folosită în facultăți. Poți să înveți medicină intrând în acea lume virtuală și fiind condus de acele programe, acele software-uri, poți fi condus cu precizie milimetrică să poți să înveți meseria. Sunt programele noastre concrete pe care noi le-am lansat la nivel național. O să le lansăm și aici și în întâlnirile de astăzi pe care le o să le am cu șefii acestor instituții de care pomeneam. Vom veni și vom lansa astfel de programe și proiecte. Considerați că e suficient ca să se rezolve problema crizei forței de muncă calificată? Nu. Și aici, și am avut discuții și la Ministerul Fondurilor Europene, aici trebuie să apară fonduri și susținere de astfel de proiecte. Deci este clar că trebuie să existe o revoluție în modul în care tinerii vor fi educați. Patronatele au interacționat în vreun fel cu Ministerul Educației, până la urmă, exact pe acest subiect? Noi la Ministerul Educației încă nu ne-am dus, avem în plan. De ce? Pentru că partea aceasta mai mult presupune de învățarea unor meserii, mai ales de către tinerii care, să spunem, au terminat o școală, un liceu. Dar, așa cum am spus înainte, având și zona de 3D de învățare și de introducere în școli, noi vom avea în timpul următor, vom avea întâlniri și cu Ministerul Educației. Proiectul nostru presupune și o interacțiune și o promovare către Ministerul Educației, care are un rol absolut important în modul de educare a tinerilor și a școlarilor. Dar dincolo de acest proiect, în acest context al crizei forței de muncă și a problemei de a găsi un strungar, un tâmplar, un zidar calificat, patronatele s-au plâns la Ministerul Educației cerând niște clase specializate, discuțiile mai acestea, puține licee teoretice, de exemplu. Discuțiile acestea s-au purtat și se poartă în continuare, dar noi trebuie să ne gândim la modul practic. Ați ajuns practic în faza în care ați luat o soluție de capul dumneavoastră pe lângă nu sistem. Nu neapărat de capul nostru, dar care practic intră în zona aceasta de globalizare, adică începe să se importe forță de muncă. Este clar. Și dacă, fiind o țară membra Uniunii Europene, aveam niște contingente de 5.000 pe nu știu care an, de 10.000 de adus, aceste contingente s-au mărit pentru că la această oră nu există o soluție imediată. În schimb, există soluții imediate, să aduci din Nepal, să aduci din Vietnam, să aduci din India, oameni care vin încoace, așa cum ai noștri se duc către Italia, Spania, Germania să câștige mai bine, mult mai bine, așa pentru ei, din țările lor, ei vin încoace. Deci, soluția imediată și la această oră, la care se spune multe companii private s-au adaptat, s-au pliat, sunt aceste importuri. Nu este un caz fericit și vedeți că au fost niște au fost și zone, incidente cu muncitori străini care nu prea ne-au plăcut. Așa este. Așa este, dar trebuie să ne gândim și invers, cum ar fi să-i trateze pe ai noștri, și sigur că au fost tratați și când au plecat. Știm ai și noi, că și noi am fost priviți în fel și chip. Dar repet,
conlucrarea dintre guvernanți și mediul de afaceri aici, pentru că până la urmă forța aceasta de muncă calificată mai mult se duce către zona privată decât de stat. Statul nu mai are capacități industriale atât de multe și cu o pondere atât de importantă. Dar are foarte multe birouri, da, foarte multe instituții. Așa este. Și acolo sunt locurile de muncă mult dorite, până la urmă, și de cei care lucrează la dumneavoastră în momentul de față. Care ar fi concluzia discuției noastre, domnilor? Ca să concluzionăm și să rămânem cu ceva în urma acestei discuții și vizita mea aici să nu fie doar una de a apărea la televiziunea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație, ar fi că ceea ce trebuie să facă mediul de afaceri, și despre el voi vorbi, este de a se prezenta cu onorabilitate, cu realism și cu atitudine demne în fața instituțiilor și să vină cu propuneri. Și să vină. Cu siguranță că ne vom izbi, să spunem la început, doar oarecare rezervă sau reticență. Dar insistența cu care noi trebuie să venim cu lucruri concrete și nu cu vorbe, este cea care ne va da câștig de cauză în a-i lămuri pe cei care guvernează atât la nivel local cât și național, că se pot baza pe noi. Asta este mesajul nostru. Bazați-vă pe noi, puneți-ne la încercare. Și să știți că multe adrese pe care le trimit în țară către șefii de instituții din județe, mereu le spun, domnule, dați-ne o temă sau două din ceea ce spunem noi că putem să facem. Și atunci vă veți lămuri dacă am vorbit doar să vorbim sau dacă chiar suntem capabili. Iar din punct de vedere al oamenilor afaceri trebuie să înțeleagă un lucru. Oricât de tare și puternic ești ca firmă, ca om de afaceri, există lucruri pe care niciodată nu o să ți le poți rezolva singur și sunt lucruri care te vor depăși. Și vă dau un exemplu, că îmi place să vorbesc despre ceea ce s-a realizat. În Oradea, organizația patronală de acolo și după aceea în colaborare și cu celelalte au reușit să impună în politica fiscală a municipalității reducerea taxelor și impozitelor pe clădiri la persoanele juridice de la 1,6 la 1. Este un fapt real și este un fapt care a venit și s-a materializat în mod concret asupra business-ului tău. La o companie importantă care are investiții și care construiește hale și unități industriale, să îi se facă această reducere. Administrația de acolo și acest primar Ilie Bolojan, pe care îl cunoaște toată lumea, a înțeles că trebuie să țină cont că atunci când își face politica fiscală a primăriei pe care o conduce, trebuie să țină cont și de doleanțele noastre. A avut deschidere, astăzi la ora aceasta, Oradea mai ales și Bihorul începe să fie un Eldorado al business-ului românesc, să fie extraordinar de atractiv. Și dumneavoastră știți, și nu voi face apologia a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că pot fi acuzat de subiectivism, eu având reședința mea la Oradea, este extraordinar de atractivă și s-a dezvoltat într-un mod extraordinar. Este absolut grozav primarul, dar să știți că nu sunt numai meritele lui. Sunt și meritele mediului de afaceri că a ajuns să se impună. Și este un lucru concret. Este un lucru foarte concret. Suntem și am colaborat cu ei și am construit și am adus fonduri europene, organizațiile patronale, în a construi și a amenaja un centru de afaceri cum puține județe din România au. Și a fost o colaborare între administrația locală și mediul afaceri. Dar companiile private, și cu asta vreau să încheie și acesta să fie mesajul și în sălaj, trebuie să știi că o organizație patronală serioasă poate oferi servicii pe care ei nu și le pot permite sau nu au acces la ele. Iar noi, și îmi place să le spun când mă întâlnesc cu grupuri de oameni de afaceri, dacă îmi puneți trei întrebări sau trei cerințe pe care voi le aveți și eu nu am răspuns la voi, mă ridic și plec. De ce spun acest lucru? Pentru că la această oră, Confederația noastră poate oferi servicii pe care o firmă privată nu și le poate permite sau nu le are în portofoliu și care să vină să adauge la ceea ce există pentru ei în compania lor, să fie acel plus. Pentru că atunci când le cerem cotizația, este o întrebare de bază și spuneam lui Alin că trebuie să fie pregătit să răspundă. Dom'le, pentru cotizația de, nu știu, 50-100 de lei cât ți-o dau lunar, tu ce îmi dai? Ce faci pentru mine? Ce faci pentru mine? Și ce le răspundeți, domnule Buză? Avem un exemplu în încheiere, cum așa zis, colegilor noștri de la Oradea, care ei sunt pe calea asta de aproape 30 de ani. Noi nu trebuie să descoperim gaura la macaron sau să inventăm roata, doar trebuie să-i urmăm. Cu siguranță, un model de succes merită copiii aplicat. La fel o să fie și la noi în sălaj, exact ca și ei.
Deci, până la urmă, mesajul acesta ar fi să lase orgoliile deoparte, pentru că apropiați-vă împreună puteți să fiți și, mai și înțelegeți că organizația patronală normală, serioasă, vă poate oferi sprijin. Puneți-ne la încercare și ăsta este mesajul pe care îl transmit oamenii de la face și mă uit către ei. Puneți-ne la încercare, cereți-ne. Sigur că nu o să venim să spunem că noi orice cere, de mâine nu o să-i mărim cifra de afaceri. De mâine nu o să-i rezolvăm să nu aibă impozite pe clădiri și la sălaj. Dar prin ceea ce avem noi la ora aceasta și prin posibilitatea de a oferi aceste servicii și care sunt realiste și nu venim să vorbim vorbe și chiar și în sălaj am avut un caz. Noi, de exemplu, Confederația noastră pe zona de Transilvania și la nivel național, colaborăm din punct de vedere juridic cu o casă de avocatură celebră. Nu o să-i fac reclamă aici, dar vreau să vă spun ceva. Sigur, dar vreau să vă spun ceva. Sunt probleme juridice, nu toate companiile private pot să-și permită să aibă un jurist. Sau membru, nu-și permit un jurist un foarte bun. Da, așa. Experiență. Fiind membru al nostru, noi cu această casă de avocatură care este și membra noastră, noi o promovăm în rândurile membrilor noștri, iar în contrapartidă, ei oferă membrilor noștri servicii de consultanță primare gratuită, iar dacă vor dori să meargă mai departe după ce s-au lămurit că problema lor juridică trebuie rezolvată printr-un jurist sau avocat, ei pot să-l și, angajeze. Nu este obligatoriu, dar are cu totul și cu totul alte tarife pentru că este membru al nostru. Și aș mai adăuga la mesajul dumneavoastră, tot pentru patroni, această rugăminte, sau nu știu cum să-i spun, poate ar fi mai bine să o spuneți dumneavoastră, acel respect pentru angajat. Îmi spuneați înainte de emisiune și așa este, dacă angajatul respectiv nu ar exista, cu siguranță n-ar exista nici afacerea în sine. Deci, până la urmă, angajatul e un pion esențial în afacere. Nu, este un partener. Este un partener. Să-l considere ca un fel de asociat, un fel de partener. Și eu vă mai spun ceva și am experiență. Eu am pus bazele primei companii private din județul Bihor și cred că pe locul 12 în România. Deci sunt un veteran. Și am întâlnit de-a lungul acestei existențe a mele ca om de afaceri tot fel de situații. Oameni de afaceri normal, serios, și vedeți că am folosit mereu cuvântul normal și serios, aceștia îi privesc pe angajații lor ca adevărați parteneri asociați în business-ul pe care îl fac. Domnule Lucian, domnule Buză, mulțumesc mult pentru prezența la Necenzurat. Și domnilor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Seară bună tuturor!